Slăviți să fie Dumnezeu! Mă bucur în această dimineață să fim împreună în casa Lui Dumnezeu. Așa cum s-a spus, vă aducem salutări sfinte din partea fraților din Biserica Emanuel, Suceava, cartierul Bordușeni. Dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe dumneavoastră aici și pe noi acolo. Amin. Aș vrea să redeschideți Sfintele Scripturi la pasajul care a fost citit la început din Evanghelia de după Matei, capitolul 6 și... Haideți împreună să ne uităm peste aceste versete, chiar și peste versetele anterioare. Sunt spusele Domnului Isus. spune aici Biblia, versetul 1, spunea Hristos, Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Al minteri nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnici în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Abordează textul, dragii mei, această problema această eu știu dorința noastră de a primi ceva în urma muncii noastre. Nimeni nu merge la muncă, la servici, nimeni nu se implică într o anumită activitate dacă nu i-aduce un beneficiu, poate un profit, poate eu știu, îl evidențiază cu ceva în fața celorlalți. Și vine Domnul Isus și nu spune că a primi o răsplată, a ți se oferi ceva în munca ta este o problemă. Nu spune Domnul Isus că este greșit să se întâmple așa. Și ce vrea Domnul Isus să corecteze citind aceste versete, parcurgând aceste versete, este că dacă tot ne dorim o răsplată. Să ne comportăm în așa fel, să procedăm în așa fel, încât răsplata să fie autentică, reală, nu ceva superficial. Pentru că, uitați-vă, dați-mi voie să recitesc sau să citesc și versetele următoare. Tu, când faci milostenie, ma, a face milostenie, implică un cost. A te ruga înseamnă să depui efort. Când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta. Pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Frații mei, nu-i totuna numai să faci. Nu e totuna doar să bifezi, m-am implicat, am pus am fost acolo, am dat, am vorbit, am afirmat, am susținut. Pentru că și versetele următoare vin parcă cu aceeași perspectivă. Când vă rugați, nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare, în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău care vede nascuns, care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Și lucrul cu care vreau să încep în această dimineață acesta este, frații mei, dragi ascultători, intenția noastră, uh, Ceea ce este în spate la ceea ce se vede e mai importantă câteodată decât acțiunea în sine. Eu nu spun că noi trebuie să comitem lucrurile, Doamne ferește! Dar dacă vrei să fie la superlativ, dacă vrei să fie, eu știu, cu răsplată maximă, e foarte importantă atitudinea din spate. Noi venim la biserică și apreciez prezența dumneavoastră, așa cum s-a spus, apreciază frații. Dar vă întreb, dincolo de ceea ce se vede, dincolo de prezența noastră fizică aici, ce este? Cântăm foarte frumos, foarte bine, dar dincolo de faptul că ne mușcăm, mișcăm buzele sau rostim niște sunete, ce este în inima noastră? Punem bani în colectă și uh, sunteți cunoscuți și în afara țării, și în țară, ca o biserică care se implică, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și ne trudim și noi în țară să ne implicăm. Dar dincolo de implicarea noastră, inima, ceea ce nu se vede, ceea ce doar, la, doar Dumnezeu are acces, este acolo. Să dau un exemplu simplu. Ne căsătorim, se căsătoresc tinerii și promit multă iubire. Și e normal să fie așa. Cum să nu promiți când te angajezi la un asemenea drum? Dar dincolo de vorbe, dincolo de momentele alea frumoase, deosebite de la început, va fi cu adevărat iubire, avem pildă aceea dată de Domnul Isus Luca, capitolul 10, un om se cobora de la Ierusalim la Ierihon și spune Scriptura că a căzut între niște tâlhari, l-au dezbrăcat, l-au jefuit, l-au bătut, l-au plecat, l-au lăsat aproape mort. Și dați-mi voi să vă spun că a venit un om foarte religios, am putea spune. Se cobora din întâmplare pe același drum, exact pe acolo, un preot. Și când a văzut pe omul acesta, mi imaginez, mi imaginez. Probabil chiar era îmbrăcat ca și un preot. Știți ce mult promitea haina lui? Domnule, eu sunt pocăit, eu am pus bani, eu m-am implicat. Dar uitați-vă ce era în spatele hainei. Pentru că există pericolul ăsta. Domnule, eu sunt credincios. Dacă în cineva e căzut jos, se vede că ești credincios. Inima ți acolo, cum poți să stai să mănânci, să te deplasezi când știi că altul -are? Din întâmplare, am putea spune, a trecut și un levit. Nu era implicat levitul? Foarte implicat. Rolul lui era să cânte, să slujească. Ce mai făceau ei la cort, la templu mai târziu? Și totuși, ce deținea omul acesta în afară de activitatea vizibilă? Uitați-vă ce deținea, nimic să-l lași acolo jos. Dar un samaritean și ai zice că nu promitea mult. Nu e de nostru. Nu ocupă nu știu ce poziție. Uitați-vă ce mult ascundea în spate la ceea ce se vedea. Poate nici nu știa să zic și eu, nu vreau să forțez textul Bibliei. Biblia nu dă detalii, dar poate samaritenii nici nu prea știau să se roage bine. Ca să nu mai vorbim de alte lacune ale lor. Și totuși, samariteanul acesta a venit în locul unde era el. Nu făcea asta pentru că îl filma cineva și apoi urma să posteze filmarea și să, repet, să aibă vreun beneficiu. O făcea din interior. Era în el, în elementul lui. Când a venit, i s-a făcut milă de el, i-a legat rănile, a turnat peste ele un delem și vin. Cât atenție, câtă grijă l-a dus la un han, a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, a dat hangiului și a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Și vine Domnul Isus și pune o întrebare. Care merită să fie prețuit? Primul îl recomanda poziția, probabil îmbrăcămintea, al doilea sau al treilea? Și răspunde acest învățător al legii. Cel ce iubea cu adevărat, ar spune eu. Cel ce demonstra, cel a cărui interior era plin de iubire. Frații mei, în gândul acesta aș vrea să vă rețin câteva minute și uitați-vă la versetele, anteri, versetele următoare, au fost citite în această dimineață. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Ca să fie și inima, nu numai haina, ăsta este titlul mesajului meu, ca să fie și inima, nu numai haina, că ne-am săturat, dragi ascultători, nu știu cum e la noastră, cum spuneam, aveți renume deosebit, dar vorbesc de țara noastră, vorbesc de contextul pe care eu îl cunosc. Parcă e prea multă publicitate și prea puțină esență foarte frumos colorăm imaginea noastră de pocăiți dar când îl pui la probă te lasă baltă, nu mai este cu tine și vă întreb nu tocmai asta atacă Hristos aici cuvinte frumoase atent aranjate și totuși Dumnezeu nu validează comportamentul acesta și uitați-vă zice textul, nu vă opriți doar la vorbe, să nu bolborosiți același vorbe. Ca păgânii, li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Dragii mei, trebuie să pornească din interior, trebuie să pornească din inimă, să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată, dar cum trebuie să vă rugați. Și primul, primele cuvinte. Tatăl nostru care ești în ceruri. Frații mei, ca să fie și inima, nu numai haina, tu și cu mine trebuie să avem o relație personală cu Dumnezeu. Nu zice Tatăl fratelui. Tatăl religiei noastre. Ce tatăl meu. Asta e problema. Noi ne-am schimbat sau riscăm să ne schimbăm. mă să fiu dur, ferească Dumnezeu. Ne atacăm pe noi când suntem prea duri cu alții. Dar, ca idee, să ne cercetăm. Există riscul ăsta. Ne schimbăm culoarea religioasă. Dar nu asta va avea impact în societate. Tatăl meu cu care comunic, pe care îl iubesc cu care mă trezesc, cu care mă culc, care îi în cer, dar e și în mine. Mă ajută să n-am numai haina, să am și inima. Mă gândesc la Daniel. Ne mirăm de experiențele sale, de reușitele sale. Și spune Scriptura că atunci când s-a iscălit porunca, trăia într-o societate în care s-a interzis rugăciunea. Și te-ai fi așteptat la Daniel să se dea după contextul în care se găsea. Mă fac o paranteză. Scumpii mei, cel mai ușor așa este. Aici, în zona asta, se face așa, ne adaptăm. În ce privește relația cu Dumnezeu, în ce privește cele duhovnicesc, trebuie să fim altfel. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui unde ferestrele odăii de sus erau descrise spre Ierusalim. Și ce făcea? Ce faci tu în timpul liber? Ce fac eu? E normal să accesăm informații, dar numai atât. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, se vede ce faci în timpul liber. Am 10 minute, am jumătate de oră, am o oră, mă pun și mă rog. Vreau să mă rog. Mă întâlnesc cu tata. Mi-este drag. Și când era interzis, aveau o enormă plăcere să comunice cu Tatăl din cer. Frații mei, repet, nu ne ajută eticheta prea mult. Ne batem noi cu pumnul în piept în țară câteodată, suntem penticostali. Nu-i rău. Nu-i rău că avem această de etichetă, să o spuneți cum vreți. Dar în viața privată, ce influență are Dumnezeu? Uitați-vă la text. În genunchia se ruga, și lăuda pe Dumnezeu lui, cum făcea și mai înainte. Oamenii aceștia au dat năval în casă, au găsit pe Daniel rugându-se și chemând pe Dumnezeu lui. L-au dus la împărat, împăratul s-a mânit foarte mult când a auzit lucrul acesta. S-a gândit cum ar putea să scape pe Daniel și până la sfințitul soarelui să trudi să-l scape. Și ce frumos în acest pasaj, și noi o să știți pasajul, la urmă a trebuit să ajungă în groapă, apropiindu-se de groapă, a zis cu glas plângător, Daniele, a putut Dumnezeul tău? Și acum notați, foarte important, Dumnezeul tău pe care, sau pe tine, te preocupă, care pe tine te preocupă, Dumnezeul tău, cu care, cum am spus, te trezești, te culci, Dumnezeul tău, căruia îi slujești necurmat. Sunt lipit de el, mie e drag. Sunt cu el, mă simt bine în prezența lui. Dar gime, la asta ne cheamă Dumnezeu, la o relație cu el. Nu doar, repet, bifăm niște cerințe, ci trăim zilnic în prezența Lui. Ne satisface Comuniunea, unirea cu el. E așa de bine. Credeți că Daniel se ruga cu forța? Apreciez într-un fel mentalitatea asta, să zicem, mai vestică, nu știu cum să-i spun mai bine, în care nu se mai impune cu forța. Ma, poate la copiii mici e nevoie să-i, hai să zic, să-i motivezi mai aparte. Dar, din moment ce ai gustat, din moment ce ai văzut, unde poți să ajungi? Îți dorești. Psalmul 1 zice despre om, un pom ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Sădit lângă un izvor de apă. nu știu, ați încercat, ați văzut, ne este sete. Nu te bucuri de apă când îți este sete? Dar ce trist când îți este sete să ajungi lângă o apă din, cu murdară. Ai, ai zice atunci ce bine ar fi fost să fie apă curată și proaspătă și răcoritoare. fraților mei, Dumnezeu are apă curată. Pentru toți cei ce în dimineața asta lisete n-au satisfacție, n-au bucurie, nu-și îngăsesc scopul, rolul în viață, împlinirea. Dumnezeu dă această apă. Uitați ce zice aici, își găsește plăcerea Spun unii, de ce veniți voi la biserică? Ne găsim plăcerea în asta. Nu ne plătește. Ne, aici ziceți, găsește plăcerea în legea Domnului. Și uitați-vă cât de legat e de Dumnezeu. Zi și noapte. Cugetă în legea Lui. Repet, nu cu forță. Eu nu cred, personal, eu nu cred în impunere. Trebuie să citiți atâtea capitole pe zi. E bună recomandarea. Dar, dar, Dumnezeu vrea să-l cunoaștem, să-l ajungem la el și vom reuși, Dumnezeu, să ne ajute. Mă întorc la text, ca să fie și inima, nu numai haina. În al doilea rând, uitați-vă ce zice pasajul citit. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. De ce nu zice numele meu? Păi, Doamne, în sfârșit am dat și eu de apă și acum să să văd că voi fi pus și scos în evidență. În sfârșit m-am predat ție, am renunțat la tot și zice, sfințească-se a cui nume? A tău. Nu vi se pare ciudat. Mai departe, vie împărăția a cui? Am și eu niște planuri, am niște sugestii. Nu am mea, Vie împărăția ta. Facă-se cum am fi vrut noi să sune, poate unii, sau ca oameni, stric ca oameni, oameni neduhovnice să spunem. Să se facă voia mea. Eu știu cum e mai bine. Facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Dragi ascultători, suntem noi dispuși. Oare să învățăm și această lecție? Imediat voi enunța al doilea gând, dar înainte... Aduceți-vă aminte de pildă dată de Hristos? Spune Biblia, când ai un prânz sau o cină, Luca 14 cu 12, să nu chem pe prietenii tăi. Mare noastră problemă, repet, eu nu știu contextul dumneavoastră, vorbesc din perspectiva contextului nostru românesc, e că punem interesul nostru și îl ridicăm la, înalt, la un rang foarte înalt. Dacă n-am fost pomenit, dacă eu n-am fost, eu știu, scos în evidență, s-a întunecat tot orizontul. E foarte grav. Dacă vrei să ajungi acolo unde Hristos vrea să ajungi, să fie și inima, nu numai haina, nu numai eticheta, nu numai numele, să fie tot, renunță la mentalitatea asta. Scumpii mei, n-aduce beneficii deloc. De ce sunt probleme în biserică? Mare parte, mare parte din probleme s-a că noi am scăpat de boala asta. N-am, repet, sunt tot felul de clasamente și toată... Nu, că e normal să fie clasamente. E normal să fie rândul e normal să fie ordine. Dar nu e normal să te superi că de ce nu ești mai sus? Hai să mă uit la text ca să nu mai vorbim pe lângă. Să nu, să nu pe prietenii tăi, pe frații tăi. Vedeți? A tău. Cum îți place ție? Cum vrei tu? Cum te gândești tu? Apropo și de familie. De ce sunt probleme în familie? Să se facă cum vreau eu. Să se facă cum zic eu. Și nu o să fie bine în veci. Asta, asta demontează Hristos. Neamurile cui? Ale tale. Sau pe vecinii tăi bogați. Ca să iei o răsplată. Când ai o masă, cheamă pe săraci. Pe șchiop, pe orbi, pe schilozi, n-au ce să-ți Și asta este interesant, va fi ferice de tine, tu ai înțeles cum funcționează lucrurile. Ți se va răsplăti și vei avea, aș spune eu, o bucurie enormă la învierea celor neprihăniți. Frații mei, asta ne-a învățat Hristos. Mă gândesc la Ioan Botezătorul... Au venit ucenicii la el și au zis, învățătorule, știi că cel ce era cu tine, Ioan 3 cu 26, dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit -u, iată că botează. Și acum vă rog să fiți atenți la un detaliu. Ce au mai zis ei? Probabil nu era o problemă dacă îl ziceau botează. Botează și tu, botează și ei. Toți oamenii se duc la el. Scumpii mei, fac o paranteză, nu știi cât de tare este un om până când nu-l pui să se coboare. Dacă trece testul și se coboară, ăla tare. Dacă nu se poate coborâ, nu-l considerați tare, indiferent ce-ar face. Era fiul lui Dumnezeu și a zis, s-a smerit, a fost tare. S-a făcut ascultător, n-a comentat. E dreptul meu, nu vreau să renunț la această. Disp Eu știu, aceste atribuții ale mele. Se vorbește în teologie de chenoză, redesbrăcare. În teorie sună bine, dar în practică sună la fel de bine. Toți se duc la el. Ce faci, Ioan? Nu te revoltezi? Nici nu cred că era cazul, nici nu cred că era cazul, dar, zice Ioan. Eu am învățat lecția. Versetul, 20, versetul 30. Trebuie ca el să crească și eu, eu să mă micșorez. Fratele meu, asta vrea Dumnezeu să ne învețe pe noi. Luați-vă în viață de viza aceasta. Mă micșorez, dar el crește. Mă cobor, pentru că așa se ajunge sus. Toți visăm să ajungem în rai. Dar asta e calea spre rai, coborâre, renunțare. Lași. Pavel zice acolo în Corinteni, și nu o să mai detaliez, mai am un gând și mă voi opri, zice Pavel în Corinteni, de ce nu suferiți dacă aveți în înțelegere pentru lucrurile vieții acestea? De ce nu suferiți, spune Pavel, mai bine, paguba? Ma nu tratăm cazul ăsta. Sunt situații în care trebuie să te comporți mod normal. Nu vreau să spun cu, aceasta, cu acest verset că în toate situațiile noi trebuie să renunțăm. Sunt situații și situații. Luați textul în context. Să abordăm problemele în funcție de specificul lor. Dar vorbim acum de principiul acesta, strict de principiul acesta. Spre rușinea voastră, zice Pavel, dar dacă un frate se duce la judecată cu un alt frate, adică se duce la judecată și încă înainte necredincioșilor, de ce nu răbdați mai bine paguba? Pentru ce nu suferiți mai bine să fim nedătățiți? Știți de ce ne este greu să suferim? Păi e greu să ne coborăm, frații mei. Nu ni nouă de bani, cât ni de eu. Frate, soră, dragă omul. Cum? Cum a putut face asta cu mine? Cum el să fie deasupra și eu să fiu acolo în locul celui care pierde? Păi mă lupt până bun în bună în zile albe. Nu contează când bani cheltuiesc, nu contează când mănânc sănătatea, mă ruinez familia. Scumpii mei, e o luptă fără sfârșit. Dacă te lupți să, mă, să te menții sus, dragul meu, tot și nici sus nu o să ajungi. Lasă-le și ai să câștigi tot. Acceptă. Dacă Hristos ți-a scris drumul pe acolo, urmează-l. Urmează-l că duce sus. Să ne ajute Dumnezeu. Amin. Și în al treilea rând. Să fie și inima, am spus, nu numai haina. Că, repet, nu ne încălzește prea tare. Imaginați-vă că aveți nevoie de lemne și va aduce cineva niște lemne desenate. La noi în România avem pe șosele mașini de poliție desenate. De la distanță nu-ți dai seama că e desen. Sunt puse acolo ca să te facă să limite, să, mă rog, să mai lași din viteză. Când te apropii, te liniștești că îți dai seama că e un simplu desen. Dacă, ești, dacă nu ești în regulă. frate mei, cam așa suntem noi sau riscăm să fim noi la distanță, arată bine. Dar când pătrunzi în interior, îți dai seama, Domnule, e numai desen. Și despre asta spune Domnul aici, ca să nu fie numai desen, ca să fie ceva mai mult, ne reîntoarcem la textul citit. Nu ne iartă nouă, vedeți, se schimbă, până acum a fost altceva, pâinea noastră, ne iartă nouă greșelile noastre, Precum și noi iertăm greșiților noștri. Știți ce îmi spune mie versetul ăsta? Că nu e nimeni perfect. Nu zice să se roage numai a păcătoși versetul ăsta. Rugăciunea ta pentru toți. Noi toți intrăm într-o categorie. Categoria celor ce au nevoie de iertare. Ne iartă nouă. Nu repet. Iartele celor ce au păcătuit. Așa zice? La toți. Trebuie să admitem un adevăr. Că ne place, că nu ne place. Noi toți, hai să spun, nu știu, riscăm sau avem toate șansele să păcătuim. Nu ne îndeamnă Biblia la păcat. Dar nici nu e corect să facem pe drept și pe neprihăniții când ne știm cine suntem. Mie îmi place enorm de mult pasajul acela din Luca 18, când s-a suit și Vameșul și Fariseul la templu, și fariseul în ce categorie s-a pus? În categoria păcătoșilor sau în categoria neprihăniților? De fapt asta zice pilda. Tu în ce categorie te pui? Și el a zis, eu sunt neprihănit, eu dau zeciuială, eu. Eu nu sunt categoria aia. Vameșul, din punctul Scripturii, foarte cu minte. A fost sincer. Nu îndrăznea nici ochii să-și zice spre cer. Și ce zicea? Nu a zis, nu-s atât de rău. O zis drept. Dumnezeule, ai milă de mine și ce nume și-a pus? Păcătosul. Ce spune textul? Omul acesta s-a coborât acasă, socotit cum? Neprim. nu vi se pare ciudat. Să numește păcătos, recunoaște că e păcătos și când iese e neprihănit. Bineînțeles, nu doar atât a fost iertarea lui Dumnezeu, nu analizăm textul în profunzime, Domnul Isus a murit ca să ne salveze, trebuia plătit un cost. Dar ce vrea să spună textul aici? Că atitudinea lui trebuie să o avem și noi. Apropo de familie, multe lucruri s-au rezolvat dacă am acceptat că suntem păcătoși. Păi nu sunt un soț perfect. Nu sunt un tată perfect. Familia noastră nu e de nota 10. De ce să ne ascundem? Noi mai avem probleme în pocăință. Că... Asta, asta e trist ne iartă nouă, ne rugăm noi în rugăciune dar eu nu mă consider că am nevoie de iertare sunt slujitori mă adresez celor care încep să zicem celor de vârsta mea să nu pornești de la premisa că tu le știi pe toate Ca ai ratat pornești de la premisa că ai mult de învățat mai mult decât atât, ne iartă nouă cum iertăm și noi greșiților noștri. Din moment ce ai această mentalitate, sunt greșit, nu le știu pe toate, mai trebuie să fac corecții, mai trebuie să fac schimbări, ai altă atitudine și față de ceilalți. Și revin la ceea ce ziceam mai devreme. Vorbim de relațiile cele mai apropiate, relații de familie, relațiile de biserică. Cum să mă supăr pe partenerul meu când știu cât îți de păcătos? Eu am avut experiențe care mi-au dat de gândit, vorbesc de viața mea de familie, nu o să dau detalii, când mi se părea mie, sau mi se părea mie că pot să ridic pretenții față de celălalt, s-a întâmplat o situație în care mi-am dat seama că mai sunt multe lucruri de rezolvat. Și primul gând care mi-a venit în minte asta a fost cum să cer soției mele sau partenerul meu când eu să așa de restanțier? Imaginați-vă, eu n-am plătit întreținerea sau n-am plătit facturile de nu știu cât timp și mă duc la altul și zic, plătește-le. Păi nu-i normal. Fac o paranteză și pentru biserică. Există tendința asta să judecăm pe cei care sunt în față. N-au organizat bine, n-au făcut bine. Zice, Biblia scoate întâi bărna din ochiul tău. Nu știu care dintre noi e perfect în toate și e în stare să învețe pe alții. E foarte riscant, repet, să n-admiți, să n-accepți că tu ai o problemă. Mă gândesc la David, s-a dus în Valea Terebinților și a dorit să lupte cu Goliat. E o luptă care nouă ne place, văzând rezultatele. Dar până să se lupte cu Goliat, spune Biblia că a întrebat ce se va face acelea care va omorî pe filistianul acesta. Cine este acest nedeiat împrejur? Poporul l-a auzit zicând Eliab, aici am vrut să ajung, fratele lui cel mai mare, ascultându-l, s-a prins de mânie și a zis lui David, pentru ce te-ai coborât tu și cu el ai lăsată cele puține o impustie? Și știți ce e curios la Eliab? Uitați-vă ce bine îl cunoștea pe David. Eu nu știu contextul nostru din Austria, dar mi se pare ciudat la noi în România, repet, în contextul nostru românesc, ce bine știu frații păcatele altora. Mă uimește, scumpii mei. Zici că o stau cu el non-stop. O făcut așa, o făcut așa, o făcut așa. Dar dacă îl ai pune pe foaie să scrie problemele lui, îi trebuie o grămadă de timp și s-ar putea să-ți dea foaia goală. Exagerez puțin. Eliab, cum de-l știe așa de bine pe David? Frate, cu tare e așa. Cu tare să-ți povestesc eu. Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. De deci ce ai lăsat acele puține o impusie? Nu avea nimic să aprecieze în dreptul lui David. David, îți mulțumim că ne-ai adus mâncare. David, îți mulțumim că te gândești la noi. Găsiți dumneavoastră în cuvintele sale ceva de apreciere? Ne mirăm de ce nu merg familiile noastre bine. Frății mei, e posibil să nu meargă bine. Repet, nu ne vedem pe noi și nu vedem binele din celălalt ce îmi place la David că nu s-a supărat, că așa sunt unii. Dacă te comporți cum nu trebuie cu el, zice, nu lasă, slujiți voi, faceți voi. Așa putea să facă David. Mă duc acasă, lasă-vă bată goliat, lasă vi se întâmple toate. Nu, nu l-a băgat în seamă, s-a întors să vorbească cu altul. Domnul Isus în patria sa, spune Scriptura că n-am putut să facă multe semne, ci doar și-a pus mâinile, așa zice, N-a putut să facă nicio minune, doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și a vindecat. De ce? Uitați-vă de ce. Găseau o pricină de potignire în el. Și reiau această întrebare. Cine găsea o pricină de potignire în el? Niște sfinți? Niște oameni perfecți? Niște oameni care se rugau și alții se vindecau? Știți cine găsea o pricină? Biblia nu dă detalii, dar probabil niște oameni care nu făceau nimic. Foarte trist. Nu se implică, nu aduce niciun aport, dar stă și analizează pe alții. Stă și știe să identifice problemele altora. Frații mei, să ne păzească Dumnezeu. Dacă iertați oamenilor greșelile lor și, Tatăl vostru, ce o ceresc, vă va ierta greșelile voastre. Să ne ajute Dumnezeu. Așadar, Sumarizând aceste gânduri, să fie și inima, nu doar ceea ce se vede. Să fie și interiorul, nu doar eticheta. O relație personală, o relație vie, eu cu Dumnezeu, nu prin intermediar. Eu și Dumnezeu. În al doilea rând, voia lui. Calea lui, gândul lui, oricât de jos ar trebui să coboră, e unica soluție spre un conținut valid. Și în al treilea rând, nu în ultimul rând, frații mei, dragi ascultători, să admitem că avem nevoie de iertare. Să admitem că suntem oameni greșiți, cu scăpări. Și Dumnezeu să ne ierte. Amin.